Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Continuă misterul putorii din Cluj-Napoca, în sensul de mirosul urât. Nu a puturos, da. Credeam că e un mare puturos acum. Da. Băi, nu, de zile întregi, nu, adică e serios, am crezut că e un accident, dar de zile întregi clujenii se plâng că pute în oraș și nimeni nu știe de unde vine necazul. Bă, nu e de râs. Nu poți deschizi fereastra, știi? E nasol, ești pe stradă, pute, pute în Cluj, nu știm de ce. Abator ceva? De ce. Băi, nu, deci inițial s-a crezut că este vorba de îngrășământ împrăștiat pe pământurile unei ferme din zona respectivă, doar că analizele au arătat că nu e vina fermierilor. Eu aș putea să vă confirm că îngrășământul natural răspândit în curtea vecinilor, tată, e ceva. Se simte. E de neuitat. Și da, au fost mai multe proteste în cartierul de bogați și nu prea se mai răspândește acum îngrășământ natural. Este specific. Da. Dar deci nu a fost în Cluj îngrășământ natural. Ce râs, man. Cam tot felul, dar nu pot să vorbim. Da, da. Las că vorbim noi după. Nici de la groapa de gunoi nu vine. S-a făcut inspecție tot și în disperare de cauză, prefectura de Cluj a instituit o celulă de criză în încercarea de identificare a sursei mirosului. Serios? Da. Și mă gândesc cum o să lucreze oamenii din celula de criză. Vor ieși pe străzi și... Da. Vor începe, știi, mergând ca desene animate, după miros, pe undeva, știi? Ce pot să facă cei de la celula de criză să identifice mirosul pe care nu pot să-l identifice toți locuitorii din Cluj-Napoca? O să adulmece aerul, precum copoii, cred. E disperare. Autoritățile au cerut meteorologilor, Silviu Grigore, ce faci, dormi? Facem un apel. Da. Au cerut meteorologilor să le dea informații cu privire la curenții de aer din zonă. A, poate vine din Sanchie, din altă parte, nu-i de la ei. Păi în ce direcție, de unde vine, dacă am putea să aflăm? Să apeleze la garda de mediu, că au numai specialiști, am văzut acum. Da, exact. Să moaie degetul, că aia e cea mai bună... Ca să vezi de unde vine curent. Ăștia la metru de-abia dibuiesc o ploaie, ce să vadă. Băi, nu mai zice așa, că data viitoare când o să-l sunăm pe Silviu Grigore, o să spună, ia mă, să zică Luca, pentru că a zis de noi că de-abia dibuim o ploaie. Să poftim. Ia. Silviu le vede mai bine. Silviu e bun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.